S-a dat startul celei de-a 56-a ediție a competiției de ciclism rutier Turul României, iar aseară, la Deva, a avut loc deschiderea oficială. 25 de echipe, formate din sportivi din 14 țări, au sosit în reședința de județ împreună cu echipajele acestora. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Stars Tour of Romania 2024, Deva! 167 km, succesul nivelilor, succesul amunilor care au stat în astăzi, în timpul locului. Startul festiv s-a dat astăzi din Piața Unirii din Deva, timp în care circulația rutieră a fost închisă pe traseul Piața Unirii, Bulevardul Iuliu Maniu, Calea Zarandului, ieșire din oraș pe DN76 spre Șoimuș. Deplasarea sportivilor s-a făcut în grup compact, în regim de paradă, la o viteză de sub 30 de km pe oră. Cicliștii vor avea de parcurs 5 etape și vor străbate mai multe zone ale țării, parcurgând în cele 5 zile de concurs peste 800 de km. Din Deva, sportivii au plecat spre Alba Iulia, Păltiniș, Sibiu, Târgoviște, iar finish-ul va fi la București duminică în 18 august.